Salutare, prieteni! Astăzi vom mai face un mărțișor pentru expoziție și pentru aceasta aveți nevoie de o bucată de carton, 4 foi de culoare roșie și 4 foi de culoare albă, foarfecă, lipici, creion simplu, ceva rotund, eu voi folosi un capac și panglică sau ațe roșie și albă. Este important ca capacul să încapă pe foaie și să rămână de jur împrejur puțină foaie. La început vom contura cercul pe carton. Vom decupa aceste cercuri. Eu deja mi-am decupat cercuri. Și vom lipi cercul de foaie. Ungem cercul cu lipici pe toată suprafața și îl lipim pe foaie. Îl centrăm să rămână foaie de jur împrejur. După ce l-am lipit, vom tăia foaia, lăsând rezervă. Aici se rămâne un centimetru și jumătate, 2 aproximativ. După aceasta vom tăia hârtia, cartonul nu o atingem. Facem tăieturi așa, de jur împrejur. Distanța de la o tăietură la alta, la fel, este de un centimetru și jumătate, 2. Poate fi și de un centimetru, dar nu trebuie mai mic să fie decât un centimetru. După ce am tăiat, vom unge cu lipici cartonul în așa mod, pe margine și aici, la fel, pe margine. Și lipim mărginile. Îndoim curat, așa să rămână frumos. Acolo unde nu se lipește, mai ungem cu lipici. Este nevoie să se aranjeze hârtia de jur împrejur. Acolo unde nu se aranjează, de la început deslipim și aranjăm încă o dată. După ce am lipit așa, de jur împrejur, vom lipi și aici o bucată de hârtie. Dintr-o foaie roșie vom tăia un cerc. Putem folosi același capac ca să obținem cercul. Eu mi-am pregătit acest cerc și îl lipesc în partea aceasta. Să fie roșu dintr-o parte și din alta.
aici este nevoie să centrăm, să punem în așa fel încât să se lipească mărginile, să coincidă cu cartonul. Iată, avem așa. Mai departe vom lua foaia. Vom pune foaia în două. Vom tăia-o. Vom tăia foaia în jumătate. Pe lungime. Mai luăm o foaie. De asemenea, o îndoim în două și o tăiem în jumătate. Din hârtie vom face niște petale. Mai punem o dată în două, apoi încă o dată. Deja este în 4 și încă o dată ca să fie în 8. Aici vom desena o petală, jumătate de petală. Iată, aproximativ, iată, așa. Este important la îndoiere. Iată, să desenăm aproximativ, iată, așa. Să fie petală. Și tăiem. Iată, aici am 4. Și așa vom face cu toate foile, dar este important ca toate petalele să fie de aceeași măsură. Câte o bucată de foaie, deoarece mai mult va fi greu de tăiat. Dacă este greu așa, atunci punem încă jumătate din a patra parte din foaie. Cum am pus așa, putem tăia în jumătate și să decupăm petalele de jumătate. După ce am tăiat toate 16 petale, vom lua rigla și vom găsi centrul. La mine cercul are aproximativ 18 cm. Iată, pun un punctișor la jumătate și măsor și din altă parte să fie de asemenea în centru. Și începem a lipi petalele pe cerc. Iată, lipim o petală, așa.
vârful aici ajunge la punctișorul din mijloc. Aici, vis-a-vis, mai lipim o petală, ungem doar suprafața de desubt. Cea de deasupra așa rămâne. După ce am lipit aici, lipim vis-a-vis. Ungem pe o parte. Și lipim în așa mod. După ce am lipit în două părți, așa, vom lipi aici la mijloc și aici. După ce am lipit, iată așa, din patru părți, vom lipi între. Aranjăm așa la mijloc, tot punem o petală. Apoi punem a doua. Iată, așa, am primit mărțișorul. Eu am făcut și mărțișorul alb de mai înainte și l-am lipit de panglică. Acum vom lipi mărțișorul roșu de panglică. Îl putem lipi undeva, iată, sub o petală sau sub partea aceasta. Iată aici, voi ridica. Încet ușor până nu s-a lipit de tot și pun lipici deasupra de asemenea, dau cu lipici și închid petala înapoi. În așa mod s-a fixat. Aici putem face o buclă.
așa. Și putem participa la expoziție. Vă doresc să fiți creativi și vă aștept și la alt episod. Pe curând!